Accidentul s-a petrecut marți seara. În timp ce conducea un autoturism, un bărbat de 48 de ani a pierdut controlul asupra direcției de mers, intrând în coliziune cu o mașină staționată într-o benzinărie în care se aflau două pasagere. Polițiștii au stabilit că șoferul s-a urcat băut la volan. Fiind testat cu aparatul alcool test, în cazul conducătorului auto a rezultat o concentrație de 0,61 mg per litru alcool pur în aerul expirat. În urma impactului, cele două femei au fost rănite. Pompierii de la detașamentul Caracal cu auto specială complexă de intervenție și descarcerare, o ambulanță SMURD și o ambulanță de la serviciul de ambulanță au intervenit la locul accidentului. Pasagerele erau conștiente, dar prezentau diverse traumatisme, astfel că salvatorii le-au transportat la spitalul din municipiu și cel care a produs accidentul a ajuns la spital, dar nu pentru îngrijiri, ci pentru recoltarea de probe biologice de sânge. În plus, omul s-a ales și cu dosar penal. Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe. Pompierii au asigurat și măsurile de prevenire a situațiilor de urgență la stația GPL din zona, variată ușor în urma accidentului.